emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte oferta electorală pe care o au pentru comunitatea pe care, bineînțeles, își doresc să o reprezinte în perioada următoare. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii, se află domnul Marius Mane, candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și doamna Alina Nicola, candidat AUR pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, bună ziua! Într-o societate normală, acum depinde fiecare dintre noi cum definim această normalitate, cei mai importanți piloni sunt educația și sănătatea. De aici, practic, ar trebui să plece toate lucrurile și toate proiectele pe care, până la urmă, fiecare dintre noi, chiar și din calitatea de simplu cetățean, ar trebui să le dezvoltăm mai mult. În ceea ce privește viziunea pe care Alianța pentru Unirea Românilor o are pentru a dezvolta acest județ, include cumva și cei doi piloni extrem de importanți? Da. Din punctul nostru de vedere, și astăzi aș dori să discutăm despre acești doi piloni, sănătatea și educația este cel mai important lucru pentru ca o națiune și, în cazul nostru, un județ să se poată dezvolta. Noi, cei care candidăm pentru Consiliul Județean Hunedoara, ne-am propus ca această problemă, și aici mă refer la sănătate, să fie un drept de care toți cetățenii trebuie să aibă parte și nu un privilegiu. Câteva din punctele pe care noi le vom susține în Consiliul Județean și le prezentăm cu această ocazie și cetățenilor județului Hunedoara ar fi să continuăm modernizarea infrastructurii Spitalului Județean, începută de consilierii diferitelor partide care fac parte din actualul Consiliu Județean, pentru a putea asigura condițiile optime de tratament al tuturor pacienților. Un alt punct ar fi atragerea medicilor specialiști pentru asigurarea unui act medical de înaltă performanță prin oferirea unor locuințe de serviciu, prin stimulente și programe de dezvoltare profesională continuă, care să-i determine să vină către acest spital în număr cât mai mare. Astfel vom putea asigura cetățenilor din județul nostru posibilitatea ca pentru problemele lor medicale să nu fie nevoiți să meargă în clinicile universitare din jurul județului Hunedoara. Totodată, spitalul, care într-o permanentă transformare, mai are în incinta lui niște clădiri vechi. Care Spitalul județean Hunedoara, că acesta e subordonat, Consiliul Județean, nu fac referire la celelalte, care sunt în subordinea UAT-urilor pe raza cărora se află. Aici avem câteva clădiri vechi care nu mai pot asigura un mediu steril pentru activitatea de spitalicească și cred că este necesar ca acestea să fie demolate pentru a putea fi construite în locul acestora alte clădiri necesare pentru buna desfășurare a activității Spitalului Județean și aici pot să spun despre un depozit de echipament și medicamente, locuințe de serviciu, parcări pentru personalul medical. Mă refer în mod deosebit la secția de pneumologie care nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea fi funcțională în condiții optime și la celelalte secții în care nu sunt încă asigurate toate condițiile pentru a putea oferi pacienților o asistență medicală conformă cu nevoile cerințelor din aceste zile. La nivelul spitalului
dorim să implementăm în continuare tehnologii moderne pentru diagnosticare și tratament, reducând astfel timpii de așteptare și crescând eficiența serviciilor medicale. O parte din aparatura care a fost comandată, am înțeles că a fost adusă la Spitalul Județean, dar din diferite motive care cred că au scăpat conducerii spitalului și celor din conducerea Consiliului Județean, aceste aparaturi nu funcționează conform adresei pe care au trimis-o cei de la Consiliul Județean, adresa numărul 12/11/04/2024, unde se spune că această aparatură, și aici mă refer la cele care funcționează pe bază de rezonanță magnetică și nucleară, RMN-ul și IRN-ul, încă nu sunt puse în funcțiune. Sunt probleme care, din punctul nostru de vedere, puteau fi rezolvate destul de optim pentru ca aceste aparaturi să poată fi puse în funcțiune în momentul în care ele ajung să poată fi autorizate de CNCAN sau de Direcția de Sănătate Publică. Deoarece aceste aparaturi se presupune că în momentul când beneficiarul face comanda are și fișele tehnice cu caracteristicile necesare pentru întocmirea documentațiilor de avizare și funcționare în cadrul acestui spital. Totodată putem spune că s-au făcut lucruri bune, dar sunt probleme care uneori împiedică o bună desfășurare a activității medicale și aici mă refer la UPU din Deva, unde cred că o scăpare care poate fi rezolvată din punctul meu de vedere printr-o mai bună colaborare cu cei care se ocupă de partea de asigurare asistenței medicale și totodată cu cei care pot încadra aceste funcțiuni. Și aici mă refer la persoanele cu dizabilități de auz sau verbale, care nu au, să zicem, o posibilitate de a interacționa cu cadrele medicale pentru a spune de ce suferă, iar cadrele medicale să știe ce tratamente să le ofere. Este esențial, remedierea acestei probleme pe care ați identificat-o? Cred că e esențial să poată fi încadrat la nivelul spitalului cel puțin un interpret autorizat care să poată să medieze sau să facă o comunicare între acel pacient și cadrele medicale care îl testează sau îl diagnostichează pentru a putea să reușească să comunice cu aceste persoane. Tot legat de partea asta de asigurare actului medical, cred că mult mai multe chestiuni tehnice și detalii vi le poate oferi colega de platou, doamna doctor Alina Nicola. Sunteți blazi, să spunem așa, cu tot ceea ce înseamnă și probleme în acest sistem medical și investiții până la urmă și, așa cum spunea și domnul Mane, cred că sunteți în măsură să explicați și celor care ne urmăresc care ar fi soluțiile, poate, pentru a mai îmbunătăți pe aici, pe acolo, și actul medical, pentru că și acesta este extrem de important, dar și în ceea ce privește investițiile. Da, pornind tot de la ideea domnului Mane de disfuncționalitățile din UPU, aș vrea să subliniez că tot aparținând de UPU Deva este și secția, compartimentul UPU Călean, care din păcate a rămas închis. Trist, pentru că este o zonă mare de acoperire, pacienții n-au unde să se adreseze și ar fi ideal și intenționăm să găsim o modalitate să asigurăm asistență permanentă, nu doar pe parcursul 8 ore, pentru că boala nu vine doar în acel interval. Și ar fi ideal să aducem medici, să asigurăm ori prin UPU, medici de urgență sau asigurarea unui centru de permanență.
O altă problemă care, într-adevăr, conform legislației în vigoare și care trebuie pusă, dar nu înțeleg de ce totuși se stagnează, este separarea laboratoarelor de microbiologie, care, conform legislației în vigoare, la spitalele care au peste 400 de paturi, trebuie să aibă laborator de microbiologie. Până acum, microbiologia era incorporată în laboratorul de analize medicale. Microbiologia fiind o ramură mult mai fină, care are un cuvânt greu de spus în diagnostic, în sensul că multe din plăgi, din infecții, doar pe parte de microbiologie pot fi rezolvate prin identificarea și soluționarea cazului prin acordarea unei antibiograme țintite, s-a decis ca să fim separați. Dar aceasta presupune dotare care, prin programele care sunt în momentul de față, trebuie cu colaborare cu Consiliul Județean să accesăm programele și să dotăm acele laboratoare, pentru că chiar este nevoie și la volumul și numărul de cazuri. Eu zic că suntem totuși depășiți, ca și personal și ca și dotare. Încă nu facem față la dotarea actuală. Sunt, dar insuficiente la volumul de muncă și la cum evoluează patologia și știința. Să fim în tandem cu... Să înțelegem că este o ramură care a fost așa lăsată puțin mai în umbră, să spunem, de către cei care ar fi putut să facă mai multe investiții, poate, în acest sector. Da, merge foarte, un pic mai greu, pentru că, într-adevăr, aparatura este mai costisitoare și, într-adevăr, trebuie depuse anumite proiecte, sunt anumite termene de îndeplinit și eu zic că totuși vom reuși. Sperăm că vom reuși. Eu sper și sunt sigură. Cu siguranță, mai ales dacă aveți și oamenii potriviți care să înțeleagă și oportunitatea și necesitatea unor astfel de proiecte, pentru că spuneați puțin mai devreme, pot fi depuse proiecte în acest sens. Da. Deci, mai trebuie voință, nu? Da, 100%. Și este de partea noastră și eu chiar îmi doresc, fiind și om de laborator de microbiologie... Înțelegeți foarte bine ce se întâmplă acolo și care sunt nevoile. Da, îmi dau seama importanța modernizării și dotării cu tot ce presupune un diagnostic precis. Vă rog, domnule Mane. Noi suntem siguri că prin acțiunile și propunerile noastre care vin în sprijinul activității Spitalului Județean și, de ce nu, și activității Consiliului Județean, vom face ca acest județ să poată să aibă asigurat prin ceea ce se face ca act medical în Spitalul Județean condițiile optime pentru o sănătate publică necesară conform cu cerințele anilor în care suntem. Sunt proiecte ambițioase, poate vor spune unii, lucrurile au, nu neapărat că au stagnat, doar că până la un moment dat a fost așa o nebuloasă, să spunem, din foarte multe puncte de vedere. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, ce e drept că dacă ne întoarcem puțin în urmă, ni se promiteau la un moment dat și spitale regionale și foarte multe investiții din acest punct de vedere, lucru care nu s-a prea întâmplat, dar nu ne pierdem speranța, nu? Nu ne pierdem speranța și considerăm că până când vom avea suficiente fonduri pentru realizarea acelor spitale regionale pe care le-am ratat de fiecare dată în a fi rezolvate pe cele 3-4 au fost regiuni. Ratate la capitolul promisiuni, domnul Mane. Capitolul promisiuni. Noi spunem că prin dotările necesare putem asigura această nevoie a cetățenilor ca la nivelul Spitalului Județean să poată fi tratate cât mai multe din problemele pacienților din acest județ. Pe lângă chestiunea de sănătate, consider că și partea de educație, și aici mă refer la partea de educație ce ține tot cumva de sănătatea publică, ar trebui să ne axăm și să facem o prevenție în mod deosebit privind consumul de droguri.
Este un fenomen din ce în ce mai des întâlnit în întreaga țară, în întreaga lume și, până la urmă, doar că în ultima perioadă s-a accentuat foarte mult acest fenomen și din ce în ce mai mulți copii la vârste tot mai fragede ajung să aibă acces la astfel de droguri. Da. Educația, în acest sens, noi considerăm că este cheia prevenirii problemelor de sănătate și a problemelor sociale pe termen lung. Una din cele mai grave probleme este acest consum de droguri la nivelul tinerilor, mai ales că tinerii, nefiind, cum să spun eu, cu experiență, pot fi ușor influențați de cei care se ocupă cu distribuirea drogurilor și pot aduce atingeri substanțiale, nu neapărat substanțiale, care pot să afecteze grav sănătatea copiilor noștri. Noi propunem ca pentru această prevenție să fie introdusă module educaționale specifice pentru această prevenție în școli, care să informeze despre riscul consumului de droguri și să promoveze un stil de viață sănătos, cum spuneam într-o altă emisiune, să ajungem să facem mai mult sport, să ne ocupăm de cultură, dar aceste chestiuni nu pot fi făcute din punctul nostru de vedere decât printr-o educație permanentă în rândul tinerilor. Și m-aș mai adăuga eu prin implicarea mai multor autorități, pentru că și aceste droguri nu răsar așa nici în școli, nici pe străzile din Deva, Călan, Hunedoara și așa mai departe. Ele sunt totuși undeva, există o portiță pentru ca ele să ajungă aici în țară și în alte țări până la urmă, că spuneam, este un fenomen la nivel global. Instituțiile de forță ale statului, exact, care trebuie să ia măsuri în acest sens și nu neapărat la nivelul unei localități, ci la nivelul întregii țări, pentru că legislația, chiar dacă are unele scăpări, cred că poate fi perfectibilă și să poată oferi celor care ar trebui să se ocupe de asta și dacă nu sunt, eu știu, forțe suficiente să fie suplimentate, pentru că acest lucru va deveni o problemă pentru noua generație și nu numai pentru ei, ci pentru tot ce înseamnă viață socială și activitate care urmează să desfășoare de-a lungul duratei vieții fiecăruia dintre cei care acum sunt tineri și vor ajunge la un moment dat să regrete. Da, poate fi prea târziu câteodată acest consum de droguri. Tocmai de aceea considerați că și rolul președintelui de Consiliul Județean și a Consiliului Județean este unul important? Are pârghiile necesare, să spunem, pentru a se implica mai mult din acest punct de vedere? Din punctul meu de vedere, prin Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, care se poate ocupa de această problemă, ar fi necesar ca prin ONG-urile cu care pot să colaboreze instituțiile statului, ar putea face un program mult, cum să spun, detaliat, pentru ca toți cei care sunt interesați și implicați în prevenirea acestui consum de droguri să poată să acționeze la nivelul întregului județ și să asigure tuturor posibilitatea de informare asupra efectelor acestor consumuri de substanțe interzise până la urmă. Tot în acest sens, cred că și doamna doctor poate să ne ofere unele informații pentru tinerile care sunt, eu știu, neinformate legat nu doar de consumul de droguri. Informația pleacă într-adevăr și din familie, dar și de la școală. Și aici există posibilitatea poate de a schimba puțin lucrurile și ca toți elevii până la urmă, indiferent de vârstă, să aibă mai multe informații direct de la școală? Da. În urmă cu 20 de ani, când am pornit pe cărările acestea, prima mea repartiție a fost ca medic școlar. În acea perioadă, într-adevăr, aveam ore de educație medicală, aveam ore de educație sexuală. Într-adevăr, consider că tinerii din ziua de astăzi iau toate informațiile de pe internet, dar nu iau decât anumite părți.
și nu știu ce înseamnă prevenția unei sarcini. Multe sarcini sunt la vârste fragede. Multe tinere, din păcate, fac avorturi. De aici apar și problemele care o să apară la vârste. O să zic, aoleu, dar de ce a apărut patologia asta? Pentru că nu au avut grijă de o viață sexuală echilibrată. Nu au fost informate. Din păcate, am văzut fete în clasa 11 care au abandonat școala și atunci consider că pe lângă orele de informare legate de consumul de droguri să fie alternate și ore de informare, de ore de educație sexuală, de prevenție și de tot ce ține de partea de dezvoltare, modificările care suferă organismul, toate ca să fie pregătiți și să conștientizeze fiecare etapă din viață. Pentru asta avem nevoie și de acești oameni care să le explice acești copii toate aceste lucruri și sunt foarte multe școli care nu au, din păcate, poate nu au prea puțini medici sau specialiști care să vină în fața copiilor și să le explice toate aceste lucruri. Da, din păcate, numărul cabinetelor școlare este scăzut și unde sunt, un singur medic mai răspunde de 5-6 școli care nu are cum să... Asta înseamnă poate câteva mii de copii, da, de elevi. Deci sunt școli care nici nu au decât un asistent care asigură cum poate că se împarte să facă ce poate sau să contacteze medicul. Deci este o problemă pe partea de medicină școlară și cred că am putea interveni puțin pe acest domeniu pentru că chiar suferă mult acest domeniu și medicii de medicină școlară și au rolul, pentru că de la începutul școlii, când se face simplu triaj epidemiologic la intrarea în colectivitate, prevenția, își au fiecare moment, fiecare etapă și are rolul ei. Și atunci medicul ar fi important să fie prezent la orele de dirigenție, să-i îndrume, să-i coordoneze și să-i orienteze puțin în viață. La ore care să se și desfășoare în mod real, real. Și să se întâmple într-adevăr, da. Să se vadă și efectele acestor întâlniri pe care copiii le au cu specialiștii. Aici cred că ar fi necesar să se realizeze aceste centre de consiliere în care să se ofere, cum să spun, un suport psihologic pentru cei care sunt afectați de aceste probleme, unde fiecare, să spunem, pentru că la vremea asta, din câte știu, nu sunt rezolvate problemele celor care consumă droguri. Se duc doar în spital, primesc un tratament, iar dacă ulterior nu sunt supravegheați și nu continuă, să spunem, tratamentul, ajung să fie din nou consumator de droguri, ceea ce ne va afecta, nu doar îi va afecta nu doar pe ei, ci pe tot ce înseamnă societatea românească și în mod deosebit societatea din fiecare localitate unde ei trăiesc și își duc viața de zi cu zi. Da, și având în vedere că este un fenomen actual și este realitatea pe care o întâlnim aproape la fiecare pas, din păcate, vrem sau nu să credem acest lucru, pentru că de multe ori cumva și părinții uneori tind să ascundă toate aceste probleme, poate pe bună dreptate, pentru că sunt părinți și se gândesc, copilul meu nu consumă droguri, poate a fost doar o încercare, o curiozitate, doar că de la această curiozitate, la fel și în ceea ce privește viața sexuală, da, de care spuneați puțin mai devreme, se pot ajunge până la urmă la distrugerea de vieți la propriu. Și, într-adevăr, este o problemă care trebuie pusă pe tapet în mod real, nu ascunsă sub preș. Da, e un subiect delicat care nu ar trebui ascuns, pentru că odată ce-l ascundem, nu creăm decât ca acest fenomen să continue și mai bine reușim să rezolvăm această problemă atunci când conștientizăm că atât cei care sunt trecuți de o anumită vârstă, cât și cei tineri, își dau seama că e nevoie ca pentru a rezolva această problemă să urmeze, eu știu, tratament, să urmeze aceste consilieri psihologice pentru ca să fie înlăturat acest fenomen, să spunem, pe cât posibil în totalitate, dar va fi foarte greu că activitatea asta parcă e pentru unii mai profitabilă decât partea de educație sau o parte care trebuie să țină, eu știu,
steagul sus pentru noua generație. Ar exista poate și posibilitatea ca Consiliul Județean să acceseze fonduri pentru a putea să creeze astfel de centre. Pentru că, așa cum spuneam și eu tot spun, de obicei stăm pe margine, așteptăm, comentăm, spunem, nu sunt centre, nu avem ce să facem cu acești copii mai mult decât să internăm, cum spuneați dumneavoastră, pentru o zi, două sau trei într-un spital, dar ce facem mai mult de atât? Chiar dacă nu sunt la această dată rezolvate aceste probleme, prin fondurile locale, ale Consiliului Județean sau chiar prin fondurile care vin de la nivelul național, eu cred că sunt posibile realizarea acestor centre, unde partea de tratament trebuie să fie rezolvată și unde fiecare din cei care au fost sau sunt consumatori de droguri să poată să meargă să-și rezolve această problemă atât de delicată pentru noua generație și nu numai. Să primească o șansă până la urmă de a putea să fie reabilitați din acest punct de vedere. Cumva problema aceasta, spuneam că este de cele mai multe ori ascunsă, la fel și în ceea ce privește unele deficiențe pe care un copil le poate avea, un tânăr, unele dizabilități, și știu că și în emisiunea trecută ne-ați prezentat unul dintre proiectele cu care veniți în fața hunedorenilor, a unui centru, să spunem, special pentru copiii cu autism. Sunt și nu vreau să ne întoarcem la ce se întâmpla înainte de 89, când nu existau probleme de sănătate, nu existau persoane cu diferite tipuri de handicap. Acum cred că este momentul cel mai potrivit să discutăm despre toate aceste probleme, să le facem cunoscute și să vedem care sunt soluțiile pentru acești oameni care merită o șansă. Da, într-adevăr, numărul copiilor cu autism este destul de mare și, cum am spus și în emisiunea anterioară, din păcate nu avem la noi în județ un compartiment care să se ocupe în cadrul neuropsiatriei infantile pentru acești copii care necesită o atenție deosebită. Ei fiind copii cu probleme de coordonare, de concentrare, trebuie să aibă terapii speciale. Pe lângă logopedie, ei trebuie să aibă o terapie ocupațională, terapii senzoriale. Ei trebuie reintegrați în societate. Unii dintre ei chiar necesită o supraveghere mult mai atentă, chiar pe viață, și pentru aceasta ei trebuie să fie susținuți nu o zi, ci ani și poate toată viața. Și atunci trebuie să avem un centru special care să se ocupe de acești copii care chiar sunt o prioritate din punctul meu de vedere. Și sper să reușim să facem la noi în județ acest compartiment în cadrul Spitalului Județean. Vă luați cumva acest angajament în fața hunedorenilor că veți lupta pentru realizarea unui astfel de compartiment special. Da. Este dorința mea, pentru că acești copii merită o șansă la un viitor mai bun, să nu mai facă atâtea drumuri pentru a fi reintegrați în societate, când se poate la noi aici în județ să-i ajutăm. Da, promit că să fac tot ce se poate pentru acești copilași care sunt suflete, sunt mamă și în primul rând mă pun în postaza mamelor care au acești copii și îmi doresc ca și ei să aibă o viață cât se poate de normală. Suntem aproape la finalul acestei emisiuni, așa că o să vă rog, ca de fiecare dată, să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, pentru că, nu uitați, stimați telespectatori, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, zi în care aveți acest drept de a vă exercita votul până la urmă pentru cine doriți dumneavoastră, dar, domnule Mane, vă rog. Da, pentru că aceste lucruri să se întâmple, noi, ca și candidați în Consiliul Județean și eu ca președinte, și eu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, vă îndemn pe dumneavoastră ca să sprijiniți prin votul dumneavoastră candidații AUR, care sunt pe locul 1 în buletinele de vot. Doar cu ajutorul dumneavoastră putem face schimbare atât de necesară și considerăm noi această schimbare poate fi soluția pentru ceea ce urmează să se întâmple atât la cererile cetățenilor, cât și la dorințele noastre de a rezolva problemele de sănătate și educație în acest județ. Doamna Nicola, același lucru, vă rog să transmiteți un mesaj hunedorenilor.
Eu doresc ca toți să gândească cu sufletul, să ne gândim că dorim ceva spre bine, spre o schimbare, și acea schimbare să o facem în 9 iunie. Să ne gândim spre o lume mai bună, spre un viitor al copilului mai bun, și sper ca alegerea să fie una de aur. Să votăm aur. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!